În comuna Urleș vor participa la examenul de evaluare națională și elevii din Prundeni și Scundu. Școlile sunt pregătite, au fost dezinfectate, sălile fiind amenajate, astfel încât să se păstreze distanța între cei 25 de elevi din respectivele comune. La nivelul localității Urlești s-a luat decizia de către Inspectoratul Școlar Județean ca în Urleș să participe și elevii din comunele Prundeni și Scundu. La ora actuală, un număr de 25 de copii participă la acest examen. Școlile sunt pregătite? Ați făcut dezinfecție? Există măști dezinfectante? Da, sunt pregătite cu tot ceea ce este necesar, cu spațiu de amenajat pentru evacuare, cu distanța care trebuie păstrată între copii, cu sălile amenajate, deci se poate desfășura în condiții optime, respectând normele în vigoare. Și în Bujoreni, 14 elevi s-au pregătit pentru testarea națională. Clasele au fost pregătite și igienizate pentru susținerea examenului în condiții bune. Totodată, școlile din Bujoreni au fost modernizate complet, începând de la sistemul de încălzire, toalete, până la extinderea unor spații. Avem 14 elevi înscriși pentru examenul de capacitate, sunt pregătite clasele, s-au făcut demersurile și toate procedurile legale pentru a se desfășura în condiții de securitate și de distanțare socială aceste examene. Câte unități școlare aveți pe raza localității? Avem o școală gimnazială 108, Gura Văii, și una primară 05 la Olteni. Încă două școli care au rămas grădinițe. În toate cele patru avem proiecte de modernizare pe PNDL sau pe fonduri europene. Toate sunt în diverse stadii. Școala de la Bogdănești, actuala grădiniță, este deja finalizată, modernizată, așteptăm a se încheia procedurile de recepție. Ce modernizare urmează să facă la celelalte unități? Absolut toate vor fi modernizate complet, de la extinderi de spații, toalete moderne, încălzire centrală. Eu merg cu conceptul de smart, de școala smart. Încerc și anul trecut am fost în vizită la Ciugut împreună cu doamna director. O să încercăm să ne inspirăm de acolo sau de afară pentru a face o școală modernă, o școală de secol 21 și la Bujoreni. De luni 15 iunie, toți elevii de clasa 8-a vor susține examenul de evaluare națională în condiții speciale față de alți ani.